Doamnelor și domnilor, bună ziua! Vă spuneam că astăzi o să vorbim despre teatru, despre teatrul românesc și noile sale viziuni, să spunem. Nu neapărat noi, dar sunt extrem de proaspete. Alături de mine este și mulțumesc foarte mult pentru asta regizorul Victor Ioan Frunză. Bună ziua! Spuneam bună că o să vă întreb în primul rând cum vă vin ideile, da? Pentru că pe mine mă fascinează ideile din montările dumneavoastră, să știți. Adică, ok, e Romeo și Julieta, l-a făcut toată lumea, l-a jucat toată lumea, l-a văzut toată lumea. Cum îl face să fie nou? Trebuie să vă spun că teatru e o artă de echipă. Lucrurile nu vin neapărat cu un autoriat anume. Eu nu sunt de principiu acesta că regizorul e un fel de guru care dictează. Nu cred în asta, în regizorul care dă porunci, ci prefer să am... Tonul dați! Da, dar e foarte important să creezi o atmosferă de libertate în care ideile vin, se constituie, există o chimie a ideilor. Sigur, ca regizor știi niște lucruri în momentul în care te apuci de un spectacol, știi cam unde vrei să ajungi. Dar drumul nu-l prea știi și atunci intervin actorii, scenograful, compozitorul de foarte multe ori, bineînțeles autorul. Citirea unui text de teatru e un crepuscul lent. E bazat pe multe acumulări și, ceea ce e foarte important, trebuie ținut seama și de public. Pentru că teatrul e o artă comunitară și până la urmă trebuie să ne adresăm publicului nostru, fără să-i facem concesii neapărat, dar ținând seama de el, incluzându-l în ecuația noastră. Bun, dar dumneavoastră știți ce public aveți, unde jucați în principiu, nu? Că jucați în principal în capitală. Da. Publicul din capitală presupun că are specificul lui și atunci știți cui vă adresați, nu? Da, dar e o luptă permanentă pentru a ne câștiga publicul, pentru a-l menține. De asta, de exemplu, în ultimii ani la Teatrul Metropolis, unde lucrăm în principal, am încercat să facem binomuri teatrale. Îmi pare rău că cuvântul sună așa. Nu, explicați-ne, da. Și, deci în care avem piese mai complicate, să spunem, cum am avut acum Zbor deasupra unui cuib de cuci, și alături punem o piesă de largă accesibilitate, cum este Colivia cu nebune, astfel încât publicul să aibă opțiuni, să vadă diversitatea coloristică. De ce e complicat Zbor deasupra unui cuib de cuci? Mie mi se pare minunat ce ați făcut acolo, serios. Și cu o altă viziune pe un text greu, pe un subiect greu. Și l-ați făcut cumva și mai greu. Da, dar mi se pare că are o, știu, o altitudine intelectuală care... Este, e adevărat, da. Și e foarte bine așa. Cele două aspecte, accesibilitatea și altitudinea intelectuală, trebuie să se potrivească. Asta e un lucru extrem de important, pentru că puteți vedea, desigur, în peisajul teatral, spectacole la care nu vine nimeni. Credeți-mă, sunt spectacole la care nu vezi nimic, care nu spun nimic. Da. Chiar sunt spectacole care nu spun nimic. Exact. Nu poți să spui nici măcar de rău. Da. Nu ai ce să spui, da. De asta încercăm să ținem seama de public, repet, fără să facem compromisuri, pentru că, până la urmă, care e rostul teatrului, nu? Pe lângă faptul că are această esență comunitară, faptul că se adresează comunităților care au nevoie de teatru. Până la urmă, rostul teatrului e să fie și înțeles. Până la urmă. Așa este, da. Asta e o componentă... Și e adevărat, pentru că o mare parte, mă rog, multe dintre viziunile moderne pe care le-am văzut la diverse piese se duc cumva mult prea departe în niște detalii care nu cred că au ce să caute, cumva. Să știți că se duc departe și din cauza unui egoism pe care regizorii, în principal, îl au. Datorită acestei idei de a-ți crea un culoar pe care alergi singur.
eu sunt modern, da. De exemplu. Eu spun despre mine că sunt modern sau eu fac experimente, nu las pe altul să... Corect, să știți că da, nu m-am gândit, dar da, eu sunt modern și fac ce vreau și este da. Ca arta aceea cu în care punem... un tablou care este pictat de sus până jos în negru și arată ca o tablă de școală exact. Și spunem pe el free thinking, da. Gândire liberă. Și spunem și că deci spunem noi despre noi că suntem moderni. Da. Oricum, modernismul din punct de vedere istoric e depășit deja. Da. Deci nu putem spune eventual că suntem contemporani. Asta am putea o spune. Însă acest lucru vine și datorită și din cauza unei concentrări greșite a multor artiști. Se concentrează foarte mult pe premii, pe așa este, da. Succesul confecționat pe hârtie, din diplome, din statuete, din... Nu se concentrează pe succesul adevărat al teatrului, care este succesul publicului până la urmă, repet, fără să faci compromisuri pentru asta. E un lucru știut că teatrul, așa cum îl cunoaștem noi în Europa și în România, bineînțeles, este rezultatul unui principiu enunțat în 1932 de către Jean Villard, care spune teatrul serviciu public, în care spune că enunță faptul că administrațiile, guvernele sunt datoare să asigure teatru, așa cum asigură electricitate, apă la robinet, transport public și așa mai departe. Și adaugă Jean Villard, deși nu toată lumea se spară, totuși apa curge la robinet, arătând că teatru trebuie să existe și chiar în condițiile în care adoptă, să spunem, lucruri mai greu accesibile. Ori subvenția pe care instituțiile teatrale o primesc, subvenția aceasta e acordată publicului ca să poată vedea, nu instituției. Așa este, ca da. Publicul să poată vedea cu bani puțini artă înaltă. Din cauza, da, așa asta, este. Din cauza asta, noi ca artiști trebuie să urmăm acest principiu. Cum transformați visul unei nopți de vară într-o comedie? El este la bază, această da. Piesă este o comedie. Toate aceste piese Shakespeare... Este o comedie, în viziunea dumneavoastră, este o comedie la care o sală întreagă râde în hohote. Am mai văzut și alte montări, nu da. E întotdeauna așa. Da, dar nu din cauza textului. Textele shakespeariene despre care noi scriem volume întregi și fantazăm, abstractizăm și așa mai departe, au fost scrise pentru un public de pescărese, de oameni din porturile Tamisei, deci oameni care n-aveau o pregătire. Pentru ei a fost scris Hamlet, de exemplu. Deci e vorba de texte populare, în primul rând, pe care noi, pe urmă, sigur că le-am încifrat, însă, până la urmă, teatrul e un lucru foarte simplu. Noi îl complicăm. De asta visul unei nopți de vară... E simplu dacă înțelegi piesele, credeți-mă, adică e simplu după părerea dumneavoastră pentru că faceți asta și vă iese. Da. Nu e simplu. Nu cred că cineva se trezește dimineața și transformă zbor deasupra unui cuib de cuci în ceea ce l-ați transformat dumneavoastră. Nu cred că îi pune... Cum îi alegeți muzica, de exemplu? De unde ați știut ce muzică să puneți acolo? Ne-am gândit foarte mult, împreună și cu actorii, să punem muzică de epocă, în primul rând, deci ne-am păstrat în zona respectivă și, în al doilea rând, ne-am gândit la ce ar sluji cel mai bine într-un mediu atât de nebunesc, nu? În care interioritatea are atâta importanță, ce melodii s-ar potrivi. Și așa am ajuns la acele soluții. Ne-am gândit că în mintea unui om muzica trebuie să sună concret, de asta am adus și o mică orchestră în scenă, dar aș vrea să adaug la ce ați spus dumneavoastră, faptul că succesul unui spectacol depinde, și sunt convins de asta, într-un mod esențial de creația actorilor. Nu cu orice fel de actori poți să faci ceea ce facem noi. Eu mi-am dedicat o parte din creația mea sprijinirii
actorilor tineri valoroși. Aveți o trupă de actori tineri, adevărat. Da, și care sunt și valoroși, pentru că nu, da. Nu întotdeauna a fi tânăr e o calitate, cum nici a fi bătrân nu e o calitate în sine. Or, ei demonstrează prin evoluția lor că valoarea nu așteaptă numărul anilor. Nu trebuie să fii, eu știu, neapărat un actor în vârstă ca să ai succes. Or, asta se dovedește în spectacolele acestea. Și costumele, și costumele de la, din piesele dumneavoastră sunt minunate. Da, și da. Și scenografia, da. În fine. Avem... Adică, de exemplu, Romeo și Julieta, așa cum l-am văzut eu acum, este un spectacol care se potrivește publicului tânăr de la noi, care se regăsește în subiectul respectiv, pentru că i-ați dat o notă de actualitate și de modernitate, da? Deși povestea în sine este din nou aceeași poveste pe care o știm cu toții de o grămadă de vreme. Da, da, și care n-ar putea să mai aducă nimic nou. Sigur că orice text, dacă poate fi redus, dumneavoastră aveți dreptate când spuneți că dacă îl înțelegi, textul poate să ajungă la o accesibilitate mare. Dacă înțelegi o piesă printr-o frază, de exemplu cum e Romeo și Julieta, dacă înțelegi că se poate spune că un băiat iubea o fată și părinții nu erau de acord, dacă înțelegi această scurtă frază, știi să faci și piesa și ea va fi permanent actuală. După cum în lecția lui Eugen Ionescu, dacă înțelegi că orice profesor își omoară elevul, și atunci știi să faci acea piesă. Spuneam că e important cu ce actorii lucrezi, pentru că ei îți poartă mesajul. Degeaba, putem să... Sunt actori cu care n-ați putut să lucrați? Da, cum să nu, și la care am și renunțat. Trupa, mica trupă pe care ați văzut-o dumneavoastră și vă mulțumesc că îi apreciați, s-a constituit în timp, dar și prin renunțări, nu numai prin... adăugiri, da. Da, da, da. Da. Ați văzut că acest clișeu că avem foarte mulți actori tineri și nu este adevărat. Ei poate sunt, dar asta este ca și în cazul... poate comparația e o forțată a absolvenților de drept. Câțiva ies avocați buni. Asta cred și eu, da. Da, da, asta cred și eu. Sigur, adică... toată lumea poate să facă o facultate, nu, mai ales în perioada asta, cred că categoric. E deja foarte simplu să faci asta. Sunt locuri peste tot, intri oricând, e în regulă. Și mai e un amănunt care cred că e important. Actorii cu care lucrez sunt niște actori foarte talentați, asta e una dintre condiții. Sunt, așa dar, este. Dar sunt și foarte dedicați meseriei lor. Și asta e un lucru esențial pe care eu îl caut atunci când distribui un actor. Actorii aceștia pe care i-ați văzut vin dimineața la teatru și pleacă noaptea. Fac întotdeauna înainte de spectacole, fac repetiții, deși spectacolele s-au jucat de nu știu câte ori. E o anume formă de dedicație care e extrem de importantă și nu numai în teatru. În general, cred că dacă ai o dăruire totală pentru o meserie și teatru până la urmă este o meserie, dacă ai o astfel de dăruire, ai și un mod de viață sănătos. Poate asta ne lipsește în societatea noastră. Nu e posibil. Cum vă alegeți piesele? De foarte multe ori le discutăm împreună cu trupa de actori, de foarte multe ori. Analizăm și ce a fost bine în stagiunea trecută și ce am putea să facem. Unul dintre criterii este să putem distribui pe toată lumea, să-i putem dezvolta, asta e important. Și al doilea criteriu este publicul, în ce măsură textele pe care le punem în scenă vor aduce public. Vreau să vă spun că am avut niște emoții foarte mari când am pus prima dată Amadeus. A fost prima piesă cu această trupă care a depășit 3 ore jumate. Și ne-am gândit cu toții că e lung, da. Că e lung și că lumea nu va veni. Și acum, la vreo 2 ani sau 3 ani de la premieră, spectacolul se vinde în câteva minute, fără probleme. De asemenea, cu Hamlet, care e o montare foarte grea, am avut același succes de public, ceea ce înseamnă că publicul trebuie cumva antrenat. Da, dar pentru că la dumneavoastră, tocmai pentru că jucați la Metropolis, unde sala este destul de mică, cred că aveți un public deja format.
Se poate spune și așa, dar vreau să vă spun că adică care știe pentru ce vine, da. Știe de ce vine, sigur mai intră și oameni noi, dar știe pentru ce vine, cumva. Da, e un public, dar nu e un public de nișă. Nu, știe un public conștient. Da. Da. Vreau să vă spun că am jucat Hamlet la Caracal. Într-un oraș care... E, Caracal, sigur, cu festivalul de teatru nu, da, e chiar pe exact, lângă chiar, chiar drum, în festival, da, am fost și noi, dar am avut această surpriză, vă mărturisesc că n-am crezut că se va juca așa în condiții foarte bune, dar publicul a mers cu noi și asta a fost un lucru bun și când mai avem ocazii deplasăm spectacolele. Nu foarte des, dar tocmai asta ne arată că suntem pe un drum bun, faptul că publicurile, până la urmă, pot să vă dau un exemplu, Colivia cu nebune, care este un spectacol, sigur, de accesibilitate, dar și un spectacol foarte legat de timpul nostru cu această fluidizare a sexelor și așa mai departe, întrunește un public de toate vârstele. Avem oameni foarte în vârstă care vin să vadă spectacolul și oameni foarte tineri. Oricum, în sala la dumneavoastră am văzut adolescenți, mulți. Da, da. Ceea ce cred că este important, pentru că li se dezvoltă destul de greu cultura teatrală, nu prea au ce să vadă, sincer. Adică da, e greu să găsești pentru ei ceva care să li se potrivească. Da, da, corect, corect. N-am țintit anume, nu, sigur, dar s-a întâmplat și asta îmi dovedește o dată că preocuparea pentru comunități a teatrului aduce până la urmă pe toată lumea la un loc. Indiferent ce părere avem despre teatru sau are publicul despre teatru, până la urmă părerile lor sunt despre un lucru pe care îl iubesc deopotrivă, indiferent că sunt tineri sau în vârstă. De ce faceți atât de mult Shakespeare? S-a întâmplat. Da. Sunt deja patru spectacole. Eu trebuie să vă spun că n-am pus Shakespeare până la vârsta de 40 de ani, pentru că mi-a fost frică. Vă cred. Și nu m-am considerat pregătit. Dar după aceea am prins curaj, prima dată am făcut Shakespeare în limba maghiară și m-am gândit că, nefiind o limbă așa de vorbită în România, nu o să-și dea seama că am greșit prea tare și de asta. Dar, pe urmă, lucrurile... Shakespeare e un autor necesar, după cum și Caragiale e un autor necesar. În ultima vreme am început să pun și texte românești de dinainte de 1989. Am montat Teodor Mazilu, acum de curând am montat Alexandru Mirodan la Teatru de Comedie, Șeful Sectorului Suflete, o piesă pe care vă invit să o vedeți. Am montat de asemenea Dumitru Solomon. Cred că trebuie să ne apropiem și de această perioada literaturii dramatice românești, care a dat valori și care a fost pe nedrept asociată cu ideologia de dinainte de 89. Avem valori și dincolo. Da, de... și cred că ne-am distanțat deja suficient de mult încât să putem să percepem lucrurile așa cum au fost. Păi pot să vă spun că, de exemplu, Teodor Mazilu, Mobilă și durere, pe care am montat-o, a avut un succes foarte mare, n-am îndrăznit să o pun, pentru că m-am gândit că sunt un om în vârstă care e legat de perioada aia și am zis că toată lumea o să zică că vreau să o readuc, dar am dat-o să o citească actorilor, mulți dintre ei n-au apucat perioada aceea, toți mi-au spus că este un text foarte bun și că n-am dreptate să am rezerve, nețineri, da, da, în legătură cu el. Pe de altă parte, să știți că este cumva tot păcatul lumii artistice, pentru că ce s-a făcut ca și film și teatru dinainte de 1989, totul e sumbru, trist, dramatic și fixat pe câteva clișee și atât. Aveți mare dreptate, așa este, din păcate, pentru că s-a urmărit, ca și în film și în teatru, s-a urmărit acest succes de festival. Nu s-a urmărit un succes de public și, repet, prin succes de public nu... Dar se și vede în cazul filmelor că nu se întâmplă nimic la cinematograf. Da, 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 adică... în toată Europa e așa. Toată Europa, pentru că s-a dezvoltat o cultură a festivalului
care până la urmă are limitele ei, nu putem crea câte un... Și în Academia, unii lucrează la Academia Română. Da. Și alta este scritura pentru public, să fim serioși. Și eu cred asta, da, și eu cred asta. Repet, în continuu cu mențiunea că nu e vorba de un succes facil, ci e vorba până la urmă să ții seama și de tema, de tematica publicului, de ceea ce îl interesează. Dacă am fi singuri pe o insulă, n-am face teatru, pentru că n-am avea pentru cine. Dar aici avem pentru, în societate avem pentru cine să facem public și e bine să facem teatru și e bine de înțeles că rolul teatrului e, și mă bucur că pot să spun asta aici, rolul teatrului e de a pune apăsate puncte de suspensie. Rolul teatrului nu e de a învăța publicul, de a fi un teatru didactic, de a învăța publicul ce e bine și ce e rău sau de a atribui un rol cetățenesc. El are, teatrul are rolul lui foarte bine definit, repede, acela de a pune întrebări, de a pune puncte de suspensie, nu de a da răspunsuri. Ce proiecte aveți de acum încolo? Acum lucrez la o... Opriți vreuna dintre piese? Nu, deocamdată am în plan o piesă foarte frumoasă a lui Henrik Ibsen, Nora. Nora, ok, așa. Și pentru care am făcut o distribuție complet nouă față de ceilalți actori cu care lucrez. Da? Da. O grupă mică. Deci sunt și mai mici decât aceștia, pentru că mă preocupă și ideea asta a dezvoltării, să nu fim o castă închisă. Și Nora e o piesă despre, și despre lumea noastră, și despre condiția femeii, fără a fi vorba de sufragete sau de, cum să spun, feministe agresive, dar e o piesă despre condiția femeii și o piesă foarte interesantă care reverberează până în timpul nostru. De asta am ales să o pun și o să aveți niște surprize când va fi gata. Când va fi gata? Eu cred că în luna iulie. Și începeți din toamnă? Să jucăm, dar vom face și câteva reprezentații. Pot să spun că va fi realizată, punerea în scenă va fi făcută la Centrul Cultural Lumina, care este o instituție înființată de curând de Primăria Municipiului București și în care vrem să aducem artiști tineri. Este cea care e undeva în Titan? Nu, e cea care va avea sediu pe Bulevardul Elisabeta. Ah, ok. Știu că la un moment dat era în proiect un teatru undeva... Era, da, aveți dreptate. Și mă bucur că pot face, că pot lucra în acest centru cultural care va fi dedicat artiștilor tineri valoroși. Va fi o șansă bună pentru ei. Ce înseamnă să lucrați cu oameni tineri și care cumva, pentru că vorbiți despre șanse, cărora nu li se oferă atât de multe șanse, de fapt? De vreo... În teatru, cel puțin. Cum să vă spun, de vreo niște ani, așa, cred că de vreo 15 ani de când mi-am dat seama că știu să fac teatru, am ales să fac și, pe lângă punerile în scenă, să mă ocup și de promovarea artiștilor, pentru că așa aș face, pot să fac ceea ce au făcut și profesorii mei pentru mine. Noi am fost, generația noastră am fost foarte sprijiniți, nu așa cum sunt cei de acum, care aproape că n-au nicio șansă. Da. Teatrele sunt puține, foarte greu înființezi un teatru și... Proiectele sunt puține, iertați-mă, chiar sunt puține, adică le număr pe degete, proiectele noi, cumva. Exact. Și montările noi și spectacolele noi, nu, sunt aceleași. Exact. Este minunat din nou cu Proș, mie îmi place foarte mult. Da. Dar poate ar trebui să mergem mai departe. O, da, categoric ar trebui să mergem mai departe și tocmai de asta am luat această decizie de a-mi modifica într-un fel programul regizoral și pentru a face această muncă de suport, care nu e în întregime, sigur că e și o muncă de creație, dar cred că cineva trebuie să facă asta și dacă pot să o fac... De exemplu, eu am fost cu fetița mea la Caragiale. Da.
Îmi începe n-a înțeles jumătate din cuvinte. Nu cred că putem să mai jucăm Canagiale, care este minunat, da. Cu niște cuvinte pe care generația actuală nu le înțelege, pur și simplu. Păi, tocmai aici e rolul directorului de scenă, exact, a regizorului, că poate să rescrie anumite texte. Adică se poate mai mult și sunt proiecte care au, mă rog, piese care au dispărut, pentru că nu mai au nicio legătură cu realitatea și nu, efectiv nu înțelegeau. Adică mă uitam la ea, nu înțelegea cuvintele, nu știu cum să vă spun. Da, categoric. Păi, și în Marea Britanie, Shakespeare e tradus din engleză în engleză, pentru că foarte multe lucruri nu se înțeleg. Așa putem face și noi cu textele noastre, fără cu siguranță că se problemă. Poate, bineînțeles. Și, aici, din cauza asta, de asta spuneam că trebuie să te ocupi de public. Păi trebuie să te înțeleagă până da, la urmă. Exact. În dacă tot nu înțelege, spui, pleci la pauză. În tot ce da. Spui, categoric, sigur. Și mai ales dacă e vorba și de tânăra generație, care cu atât mai mult trebuie atrasă. De foarte multe ori, teatru, în mentalul tinerilor sau adolescenților, e asociat cu opera. Cu ceva foarte scorțos, care trebuie să te duci să stai în scaun, să nu te miști. Să te plictisești un pic. Să te plictisești un pic, așa e de bon ton. Ori această situație trebuie dizolvată și ei trebuie readuși în sala de spectacol. Nu se face un lucru care e foarte simplu, pe care l-am văzut în Germania, dar l-am văzut și în România înainte de 89, așa numită pedagogie teatrală. Sunt oameni care se duc, explică în școli despre ce e vorba în piesă. Bine, asta să știți că este o discuție foarte largă. La noi nu se face educație sexuală în școli, ci educație rutieră. Da, până la educație corect. Teatrală. Da, mai e ceva. Da. În principiu trebuie să învățăm întâi să traverseze strada singuri, credeți-mă. Da. Adică nu se mai face din punctul ăsta de vedere. Ei nu mai fac practic nimic. Da. Fac o materie numită ce în educație civică, dar n-are nicio legătură cu realitatea. Dar ar trebui făcut. Sigur. Ar trebui făcut și cred că asta o anumită educație teatrală, repet, lejeră, nu trebuie ceva sofisticat, ar ajuta mult ca publicul tânăr sau adolescenții sau chiar și copiii să poată intra în sala de spectacol pregătiți în legătură cu ceea ce au de văzut. În cazul teatrului pentru copii, din nou, sunt o grămadă de piese și de montări din acelea ușoare pentru copii până în 5 ani. De la 5 ani încolo până te duci spre adolescență, în principiu trebuie să te uiți tu cu atenție, să vezi unde poți să-i duci, unde nu poți să-i duci, pentru că nimic practic nu e pentru ei. Nu există. Deci este o zonă neacoperită de nimic. Neacoperită și în cazul teatrului pentru copii, din păcate... Nu mai sunt nici copii mici să-i duci la, nu știu, joc cu două, o piesă cu două personaje care lansează niște baloane. Nu știu, trebuie ceva mai mult. Da, categoric. În Franța avem, de exemplu, așa numita mișcare Teatru Jeunesse, Teatru Tineret, în care se scriu piese pentru copii. Așa și între trebuie, da. 5 ani și 10 ani sau 12. Dar să știți că și teatru de copii, teatru de păpuși și marionete, de exemplu, impropriu denumit acum de animație, așa, e arena, în general, este arena diletanților. Pentru că, de exemplu, eu când m-am format ca artist, în teatru de păpuși și marionete montau Cătălina Buzoianu, Silviu Purcărete și mai mi-amintesc nume foarte mari, montau, nu frecvent, dar dădeau un ton. Acum în teatru de păpuși și marionete, cu excepția lui Felix Alexa, pe care l-am văzut montând la Teatru Țândăric, se manifestă în general diletanți care... Atâta fac că scot actorul mânuitor, îl scot la față de cortină și îl transformă. Și în celelalte, sunt exact din nou aceleași teme, fetița babei și fetița moșului, care pentru copiii ăștia nu mai are niciun fel de relevanță. Adică și Creangă este minunat, din nou ei nu înțeleg jumătate din cuvinte. Nu putem să-i ducem la Creangă, dacă e Creangă, același Creangă pe care îl vedeam noi, că nu înțeleg și nu-i interesează. Categoric, e important și cum îl citești. Exact. Să știți că teatrul e o formă de lectură. Până la urmă. Spectacolele lectură, de exemplu, sunt ilustratoare, cred, pentru asta. Nu, dar mă refer ca atare. Atunci când pui în scenă o piesă, de fapt tu o citești, dacă noi doi am citit împreună aceeași piesă, noi am înțelege două lucruri diferite. Da. De asta spun că teatrul e o formă de lectură și dacă poți să faci această lectură coerentă pentru
foarte mulți oameni, atunci ai succes și atunci și Ion Creangă poate să devină, de exemplu, Capra cu trei iezi. Este o temă shakespeariană. Prin dramatismul ei, prin acel prototip al mamei care își apără copiii și care luptă cu răul, el plonjează în teatru universal. Dacă înțelegi tema asta și o pui, cum bine spuneți, fără cuvintele acelea care nu mai sunt înțelese, atunci obții un rezultat foarte... Inclusiv celebrii moto, ce credeți-mă, să uită unii la da, ce? Despre care nimeni nu mai știe ce sunt. Da, corect. Mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi astăzi. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și ne vedem joia viitoare.